Ca și până acum, înscrierile se fac înainte de concurs de la 8.30 până la 10.30, după care iubitorii sportului cu motor pot asista la un spectacol de drift, derapaje controlate, unde piloții experimentați vor scoate fum din cauciucuri. Mai apoi va începe sesiunea de antrenament și, bineînțeles, manșele cronometrate. Dacă anul trecut la Carei s-au înscris 67 de piloți, cei mai mulți dintr-o etapă a campionatului de rally sprint, recordul ar putea fi bătut în această vară. Competiția se împarte și de această dată în 7 categorii plus feminin pentru șoferii licențiați și nelicențiați. Directorul ACR Satu Mare, David Celetea, invită toți șoferii care vor să-și demonstreze îndemânarea să se înscrie la concurs. Din păcate, se întâmplă tot mai multe evenimente rutiere cu urmări tragice. Tocmai de aceea invit împătimiții vitezei să vină să-și descarce adrenalina pe un circuit amenajat și nu pe drumurile publice, a completat Celetea. În plus, din totalul piloților care au participat până acum la celelalte două etape, numai puțin de 15 sunt tineri și foarte tineri. Organizatorii evenimentului sunt ACR Filiala Satu Mare, CS Auto Karting Riders și Primăria Municipiului Carei.